pentru că nu comunici, pentru că nu poți să te ridici. Tu ai trecut printr-o situație delicată, așa cum trec multe femei, și ai ieșit extraordinar de frumos și te-ai ridicat ca pasărea Phoenix, efectiv. Știi ce aș vrea să precizez eu? Că eu nu am avut cancer. Și e foarte important să precizez acest lucru. Spune-mi mai puțin cazul momentul, foarte interesant. Și mai ales în momentul în care se regăsește majoritatea... E mai mult de spus aici. Bun, m-am dus într-un loc și medicul la care eu am fost a spus: aș vrea să vă vadă și colegul meu, să vă investigheze puțin. Eu trebuia să plec, la vremea aceea trebuia să plec în Egipt. Aveam peste câteva zile, chiar trebuia să plec în Egipt. Și bine, zic, mergem și la medicul respectiv. Medicul respectiv, când m-am... Deci eu nu m-am dus pentru acea problemă, acea problemă. Nu știai despre ce nu, vorba. Nu m-am dus. M-am dus pentru cu totul altceva. Și când m-am dus la medicul meu respectiv, îmi spune: doamnă, în locul dumneavoastră n-aș pleca în Egipt, aș face această intervenție înainte, pentru că din punctul meu de vedere este grav. Păi zic, mă duc pentru una, este grav. Am ieșit de acolo, din cabinetul medicului, și asta chiar trebuie să spun. Da, te rog. Pe hol era o doamnă care aștepta, trecuse prin mai multe ședințe de chimioterapie, operații și așa mai departe. Și venise la control. Eu, când am ieșit din cabinet, doamna respectivă îmi zice: nu se poate, dumneavoastră, aici, nu pot să cred. Nu, dumneavoastră, aici. Pentru că era un spital cu lucruri mai grave. Ea fusese, da. Era policlinica jos și acolo la policlinică erau toate cabinetele și de oncologie și de endocrinologie și așa mai departe. Și adevărul e că eu fusesem, așa, ca să vorbesc un pic în dialect, eu fusesem pentru endocrinologie. Și endocrinologul ce zice? Vreau să vă vadă și oncologul. Și oncologul atunci spune: uite, cam așa stau lucrurile. N-avea nicio legătură realitatea cu ce îmi spusese oncologul. Și atunci, doamna respectivă, s-a speriat când te-a văzut în acel spital cu când probleme. M-a văzut, da. Da, și că eu am ieșit albă la față, exact. Și... pentru că spusese ce-i mai rău, ce să mai... Da, că trebuie să anulez plecarea în Egipt și trebuie să fac această intervenție pentru că este grav. Păi ce poate să fie grav, că eu n-aveam nimic, nici n-aveam simptome ca să dea semnale de alarmă. Nu aveam nicio problemă de genul acesta. Și atunci ea mi-a zis: doamna Steliana, are și ea un băiat. Aseară, pentru că știam că astăzi trebuie să vin aici, am mai stat de vorbă odată, am făcut așa consiliu de familie și i-am spus soțului meu: dacă eu n-am să trăiesc să-mi văd băiatul însurat și să îi aduc la nuntă să-i cânte cine vreau, să știți și să țineți minte și să-mi respectați dorința, trebuie să o aduceți la nunta băiatului, maică, să-i spunea și soțului, să o aduceți pe Steliana Sima. Atât de mult mă iubea această doamnă minunată. Doamne, ce frumos! Dimineața, Dumnezeu face cum face și mi-o scoate în cale. Și atunci m-a oprit un pic. În acel moment crucial. Da. Și mi-o scoate în cale. Și eu, când am ieșit, și a zis, de asta am zis că ea a rămas blocată și nu se poate, adică aseară despre ce vorbeam astăzi despre ce vorbim, cu cine mă întâlnesc. Da. Și a zis: doamnă, i-am povestit, zic, da, și eu pe aici, și zic, din păcate o să mai revin. Da. Nu se poate. Am spus lucrurile de acolo și până acasă, blugii cădeau după mine. Atât de mare fusese șocul. A fost un șoc, că dacă mergeam, știu ce am, mă duc, investighez, tratez, dar nu era vorba, nu era cazul de așa nu ceva. Nu știai nimic, nu bănuiai nimic. Nu. Și atunci, doamna mi-a spus: uitați ce vă rog eu. Nu faceți nicio intervenție. Vreau să vă ajut. Nu pot să nu mă asigur
că nu sunteți pe cele mai bune mâini. Am să vorbesc eu cu domnul profesor. Dumnezeu face minunile prin oameni. Nici n-am știut că sunt într-un spital. Nici nu era vorba de ceea ce se discutase la primul consult. Deci practic primul diagnostic, păi nici nu mi-a spus că e cancer sau nu e cancer, dar mi-a spus că este foarte grav și că trebuie tăiat sânul. Ce înțelegi din lucrul ăsta? Ce-i mai rău? Ce-i mai rău? Da. Nici măcar nu mă lămurești, nu mă edifici cumva. Și mă lași așa în suspans că trebuie să anulez plecarea în Egipt pentru că aici e o problemă gravă. Și cum ieși dintr-un cabinet când mort. Primește? Mort. Era mort mergător, știi? Exact. Ca să destindem puțin. Exact. Nu, dar e foarte interesant că ai povestit lucrurile astea pentru că da. Se întâmplă atât de multe cazuri de genul ăsta și te regăsesc, doamnele, în povestea ta, încât chiar da. E foarte important. Nu trebuie. Dacă te luai după prima întâlnire, puteai să fii acum... Aveam sânul tăiat, exact. Da, și poate mă băga și pe chimioterapie, fără exact. Să am o problemă. Exact. Fără să am o problemă. Exact. Da. Cert este că ai făcut intervenția. Am făcut... Da. De ce am făcut intervenția? Pentru că așa e procedura. Orice formațiune, mică, mare, orice formațiune tumorală, trebuie extirpată. Și atunci, domnul profesor a văzut că era acolo un... Destul de mare, bănuiesc. Nu, în era evoluție, destul de mare, dar cum? El creștea. Da, era un nodul, nu știu cum îi zic. Da. Nici, da. Era un nodul care creștea, creștea. Și atunci a zis, domnule, ca să eliminăm orice suspiciune exact. Și a degenera, Doamne ferește, în altceva, trebuie să facem o intervenție. Aici nu se vede. Și a scos decât de acolo, a scos acel nodul cât era el, înțelegi? Și sunt și în ziua de astăzi și am scăpat și cu sân, am scăpat și cu fără chimioterapie. Eu am mai povestit lucrurile astea și pe undeva, neprecizând că nu am avut cancer, neprecizând, s-a înțeles că aș fi trecut prin într-o perioadă grea, în sensul că a fost și da. Nu e o perioadă deloc ușoară. Exact. Ai avut un sân frumos și ai un sân frumos. Nu. Și te-ai gândit da. Că, Doamne ferește, nu, să nu se întâmple ceva. Spune-mi, ce l-ai întrebat tu pe profesor, că mi s-a părut atât de frumos? Eu niciodată la plajă n-am purtat sutien. Niciodată la plajă nu ai purtat sutien? Nu. Spune Steliana Sima, deci ne cunoaște, da? Ca să ne înțelegem. Da. Bravo. Doar sutien. Ar fi culmea acum și nu, la bikini. Nudici n-am fost niciodată. Te cred. Dar n-am purtat sutien. Tot timpul am vrut să... Deci dacă noi mergem la, plajă, o vedem pe Steliana Sima fără sutien. Acum... Dumnezeule! Deși nu mai arăt cum eram, cum arătam și eu. Nu mai arăt cum arătam odată. Dar nu n-am purtat sutien. Bravo. Și... aveam o problemă. Normal. Știam că sânul o să fie la locul lui și am întrebat eu, văzându-mă bandajată, și îl întreb pe domn profesor. Domn profesor, eu pot să mai merg la plajă? Eu așa ca o zmerită din aia, știi? Da. Aia zmerită care se gândește. Care nu poartă sutien la plajă.